Mă luam, uite, capra la ăla, o luam și trebuia să gătim să mâncăm, că mai putea să fac bei cât bei. Apoi mă trebuie să mănânc ceva. Și acum fiți foarte atent. Sergardul, vin la tine, furața, și o știm noi cum facem, dacă ați furat vreodată rață, mai face gălăgie ritmică, știi? Dar îi duce și chitul așa, știi? Îi strângi chitul și nu mai zice mac, nu mai zice mac. Și bagi, am băgat-o aici, și când se ies afară, pe poartă, vine stăpânul. Și dacă fugeam în alt, nu mă vedea. Ce faci, bă? Te picești după poartă. Că nu mai e unde să fugi, că dacă fugi, te vede. Și m-am pus după poartă și am zis, făceam cruce, nu? Cum să mă zic? Tocmai, Doamne, dacă acum am ajuns și scăp, nu mai fac nici. E adevărat sau nu e adevărat? Eu spun așa. Și vezi că vine acum stăpânul, se închide poarta și... Nu se uită lângă el, că eu sunt curața lui în sân aici. Și se uită acolo, se uită acolo și iasă și se duce acasă. Eu șap gardul și mă duc acasă. Și când mă duc acasă, ce fac? Iau rața de aia și zic, mă, ia, ia. Dumnezeu a fost cu mine. Uite așa, a pus piciorul lângă mine, mă. A pus piciorul lângă mine și nu, m-am lungat și a zis, Doamne. Și Dumnezeu a făcut, i-a luat gâtul, l-a urcit acolo, s-a uitat pe acolo. Și eu eram cu lea așa și nu m-am văzut. Dumnezeu a făcut așa. S-a grabit să mă încheau o șansă să mai... Să mai fac un dosar, să facă dosarul mare și după aceea să mă mai gândesc. Oamenii buni, treziți-vă! Nu-l băgați pe Dumnezeu în probleme din asta. Nu există așa ceva! Mai mare rău faceți! Vă alimentați cu amăgirile lui Satan, acum am amăgit-o pe Satan, pe Eva, Satana. Scumpii mei, hai că imediat, ok? Zacheu, când s-a dat jos, s-a dus acasă, împreună cu Iisus, toată lumea îl bajocurea. Uite mă, s-a dus la un păcătos, nu? S-a dus acasă și aștepta acum verdictul din gura lui Iisus Hristos. Zacheu, băi, eu m-am coborât din tu. Am mers cu el la mine acasă, mă, să nu zice niciun cuvânt. Și ce spune Biblia că a făcut Zacheu prima dată, când a ajuns acasă la el? Ce a făcut prima dată Zacheu? Am spus ca să facem diferența între pocăință și căință. Deci căința s-a căit ăsta Iuda. Zacheu s-a pocăit. Hai să vedem cum e pocăința, dragii mei. Ce a făcut prima dată și prima dată Zacheu? Și Iisus era acolo. Închideți ura de noi. Hai, Marta. Ați auzit? Știi ce spune Biblia? Că Zacheu a stătut înaintea lui Iisus. Primul lucru pe care l-a făcut Zacheu când a intrat Hristos în casa lui, a stat înaintea lui. Ce înseamnă asta? Post, rugăciune, milostenie, facere de bine, etc. A stat înaintea lui Iisus Hristos, dragii mei. Nu sunt de ce sentime, ce ai zis. Că a stat înaintea lui, gata, lăsați călăgea acolo. Alo? Înaintea lui Iisus. Prima dată, dragul meu, înșe, primul pas, a stat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu tot nu i-a dat răspuns. N-a zis nicio vorbă, citim în Biblia. După aia tot el vorbește și zice așa. Oprește-o, soră, lasă-mi lumea lui. Stă înaintea lui Iisus și Iisus nu îi vorbește niciun cuvânt, dragii mei. Citim în Biblie, dacă vreți. Sau dacă nu, să-l citești pe frate, să-l citească. Stă înaintea, deci după ce stă înaintea lui, atunci tu, Zacheu, vorbește, vine înaintea lui cu rugăciune. Și zice așa. Jumătate din averea mea dau săracii. Nu. Învățătorule, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și Iisus tot nu răspunde. Parcă mi-e ciudă! Deci a stat înainte, lasă-o așa. Deci a stat înaintea lui Dumnezeu,
în bun și rugăciune, după aia a spus, jumate din avuția mea o dau. Și Hristos nu spune nimic la nicio vorbă. Nu e problemă. Și atunci se uită și zice, stai că e o problemă. N-am rezolvat problemele. Pocăința rezolvă problemele. Și zice, învățătorule, dacă am năpăstuit pe cineva, dau un pătret. Și atunci când am zis așa, a zis Iisus, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Când a pus parafa, când a pus stampila, nici când a stat înaintea lui, nici când a zis că jumate din avuție, zice Biblia, să-ți dea și casa ca să ardă. Dacă nu e dragoste nimic, amin? Și jumătate și până la urmă s-a pocăit și a zis, mă cer supără. Dânsul, cum îl cheamă, nu știu. Pompi. Nu? A zis bine? Da. Supără. Cu tare. De ce? Uite, am fost și eu la Marcel la biserică și mă duc acum și spar și eu am ăsta. Și îi se până la urmă, mă căiești eu ca Iuda, nu? Și zice, frate, Marcel, iartă-mă. Te rog, iartă-mă. Amin. Faceți, fratele Marcel. Mă iartă sau nu? Se enervează. Mă duc la el și cad în genunchi, încep să plâng și îi spun, te rog, iertă-mă! Dacă ești pocăit, mă iertă, și ăla că nu mi-a mai iertat, dacă mă vede că plâng acolo. E adevărat? Și noi zicem că am rezolvat problema mea. Și el zice de acolo, mă, frate, mă, nimic, ce zice? L-ai spart, l-ai spart, acum, ce se face? Ce e? Eu plec acasă. Și când bate vântul ăsta și vine vârșul pe geam, ce zice? Uite mă, ăla mi-a spart geam. E adevărat? Folosește la ceva. Dacă... Folosește la ceva dacă eu sparg geamul și spun iartă-mă. Și el rămâne cu geamul spart, ori de câte ori se lovește de el și aduce aminte cu el spart geamul. E adevărat? Amin. Dar dacă vine acum, așur, dacă vine acum cu geamul la frate și zici, frate drag, iartă-mă. Uite, spun geamul și ieși eu la spart, ți-l pun și pe ăla, mai ieși eu la și îl pun și eu. Și el o să știi ce zice, nu, așur, ce frate, așur, ce mai pun, gata. Se vindecă rana lui, se vindecă. Și pe urmă, după vindecare, ce se întâmplă? Trebuie să se bucure! Dacă nu-i pun, dacă-i pun și pe ăla și pe ăla și ce face, se bucură și zice, slăbiță, pe urmă zice, mă spărge ca să fii și pușă. Nu mai rămâne rană. Și atunci, ce zice în loc de asta? Bă, adevărată pocăință. A venit fratele, a spart geamul, a spart. Dar știi ce a făcut? A venit, mi-a pus geamul la loc și a pus și pe ăla și pe ăla. Domnul să binecuvânteze. Asta adevărată pocăința. Ce face pocăința? Rezolvă problemele. Dacă nu mai spun iartă-mă și nu rezolv problema, e zero. Ați înțeles? Pocăința. Nu poți să treci în neprihănire. Cu pocăința, primul pas este în credință și apoi în neprihănire. Cine va locui în cortul tău, Doamne? Cel ce umblă în neprihănire. Ca să ajungi în neprihănire, trebuie să te pocăiești, să rezolvi problemele, apoi în credință, să te mântuiți pe credință și har, nu? Mântuit înseamnă doar smuls, din birt, din furăciuni, din toate, și apoi a trecut următorul pas în neprihănire. Ajută-ne, Doamne, la asta! Amin! Cu primeriu! Cu predica, cred că în seara asta vrei să dă așa. Cuvința ați înțeles. Deci, pentru păcate, a murit Hristos și să poate
rezolva problemele. Dar pentru roade n-a murit Hristos. Roadele nu le poate rezolva nimeni decât tu. Amin. Ce a zis? Orice mlădiță care este bine, dar dacă nu rodește, va fi tăiată. Și cum ai rezolvat problema? La Hristos nu se mai rezolvă. Problema nu se rezolvă la Hristos. Hristos a murit pentru păcate, nu pentru roade. Roadele trebuie să le fac eu și să le faci dumneavoastră. M-ai înțeles? Se duce stăpânul în vie și avea un smochin acolo și când se uită la el, nu e rău. Vine și al doilea an, nu e rău. Vine și al treilea an, nu e rău. Ce a zis? Da, el. Când e vorba de roade, dragii mei, v-a spus cu greșelile, cu păcatele, Doamne, iartă-mă, nu știu ce, se rezolvă problema. Dar cu roadele, trebuie să o rezolvăm, trebuie să rezolvăm. Aduceți-vă aminte de smochinul care era lângă drum. Era bogat, frunze, verde, mare, ce era mai mare dragul să stai la umbra lui. Dar niciun roade de ea. Dragii mei, doar cu frunzele, că cântăm, ne rugăm, doar frunze, nu poate să oprească blestemul. Când Iisus a blestemat smochinul, frunzele nu poate ca să oprească. Atunci când pomul nu are roade, atrage blestemul. Dacă avea roade, blestemul n-avea nicio forță. Când ai roade, roadele respinge blestemul. Amin. Ați auzit, ați înțeles? Amin, amin. Mări să fie blestemul. Amin. Știi ce a zis eu botezătorul? La fel a zis. Orice pom care nu aduce rod, se punea. Tăia. Copacul tăia. Deci uitați-vă că și noi putem să ajungem în situații din astea. Dar nu aici, la noi. Nu la noi. La aia care nu face lor, că voi face lor. Domnul să vă vine cu mânteze și să vă dea cele de bine.